Bună seara și bine v-am regăsit! Discutăm în această seară despre campania pentru Chișinău și Bălți. În studioul nostru se află reprezentanții a trei partide, așa cum am promis în emisiunea precedentă. Până la alegeri, sau până mai exact până vom începe dezbaterile electorale, discutăm despre cum decurge campania pentru Chișinău și Bălți. În această seară sunt alături de noi doamna Inga Grigoriu, vicepreședinte Platforma DA. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Doamna Marina Tauber, care este vicepreședinte Partidul Șor. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și, bineînțeles, doamna Ana Țurcanu, care este vicepreședinte al Partidului Democrația Acasă. Bună seara. Bună seara și bine ați venit! Hristos a înviat la toată lumea! Voi face din nou această precizare, nu că ar fi o crimă, nu că ar fi o ilegalitate, dar ar fi bine să ne abținem să spunem că candidatul pe care îl reprezentăm este cel mai bun, pentru că ei vor avea posibilitatea să se prezinte singuri. Spuneam, din 7 mai vom face dezbatere electorale, vor veni cu toții, sper, și acolo vor vorbi și despre platformă și despre gândurile pentru alegători și așa mai departe. Așadar, nouă celor din platforma DA, tot timpul ne-a stat ca regulă să urmăm cu exactitate cadrul legal și mai ales că dacă sunt... Nu este o ilegalitate pentru că toată lumea va fi invitată la această emisiune. Cine nu va vrea să vină este problema respectivului partid sau al respectivului candidat. Dar în principiu, sau a respectivului candidat, noi vom invita pe toți. Așadar, nu se confundă platforma DA cu Democrația Acasă? Păi Democrația Acasă a fost creat ca urmare a Revoluției Tinerilor din 7 aprilie, drept o nemulțumire față de regimul care a fost. Am început încă din asociații obștești, dacă n-am protestat contra regimului comunist, am ieșit și în piață, am fost și în piață. Chiar ați fost și împreună la un moment dat, din câte îmi amintesc eu, atunci când au fost corturile în piață. Da, vorbesc despre piață din 2009. Da. Și ca răspuns la acest... Deci s-a schimbat guvernarea, au venit guvernarii democrate și iar au început aceleași scheme. Am protestat, am încercat ceva să ne batem din punct de vedere societății civile și ulterior am hotărât să creăm o entitate politică, Partidul Democrației Acasă, care a fost denumirea, deci a fost aleasă printr-un sondaj printre cetățeni și pentru această denumire și s-a optat și mergem cu ea tot înainte. Da, nu se confundă încă o dată. Revin la întrebare pentru că este vorba despre aceleași inițiale. PDA. Vreau să vă spun categoric, nu se confundă, pentru că Platforma Demnitate și Adevăr are deja un istoric începând cu 2015. În primul rând reprezintă o mișcare protestatară antisistem, antiguvernamentală. Și aici sunteți cam pe aceeași lungime de unde? Au ieșit oamenii să ceară miliardele înapoi și hoții să fie investigați. Inclusiv și cei care i-au ajutat să aibă loc această fraudă bancară. Platforma Demnitate și Adevăr s-a format în anul 2015 ca o necesitate de a consolida societatea. Uh-huh. Inițialele noastre sunt Platforma DA, Platforma Demnitate și Adevăr. PDA, despre asta era asta. Scuze, dar mai mulți colegi totuși se confundă. Și se confundă, da. De aceea, ceea ce am auzit astăzi, n-am înțeles. Dacă noi fim împreună cu doi reprezentanții din Platforma DA, oricare este situația. Așa. Dar deci noi suntem totuși o mișcare despre care lumea o cunoaște ca activă. Da. O mișcare care, da, pe lângă faptul că s-a făcut sonoră pe interiorul țării, adunând masele, adunând zeci de mii de oameni, având o mulțime de inițiative, precum prima noastră inițiativă a fost viza un referendum constituțional. Da, ideea este că noi vom merge, ne trebuie o emisiune întreagă ca să discutăm despre istoria fiecărui partid. Dar nu asta intenția noastră a fost confundată cu nimic, pentru că ea are un istoric vizibil atât pe interiorul țării, cât și pe exteriorul țării. Da, așa. Spunem despre istorie. Vorbeam doar despre inițiale, atunci când se prescurtează denumirea și dacă nu se confundă, atâta tot. Așadar, subiectul de astăzi, de fapt, se va mișca în jurul primului raport făcut de Promolex
pe această campanie electorală. Deja au fost semnalate mai multe nereguli, iar o campanie electorală cu nereguli ridică anumite semne de întrebare. Sigur, vom vedea ce se va întâmpla pe parcursul acestei campanii, pentru că mai este o lună până la alegeri. Așadar, ce spune Promolex? Sunt câteva nereguli. Bani cheltuiți de Partidul Socialiștilor și Partidul Șor, aproape 9.000 Partidul Socialiștilor 152.000, înainte de înregistrarea candidaților. Asta ar fi în limbajul uzual a fura startul campaniei electorale. Cum comentați acest lucru? Și din ce bani? În primul rând, vă mulțumim mult pentru această informație. Eu încă n-am reușit să citesc acest raport despre care vorbiți, dar... Este aici? Da. Probabil după emisiune o să puteți să-mi îl dați, dar ce aș vrea să spun, că noi nu mergem împotriva legislației și înainte de a comenta acest raport, clar lucru că trebuie să-l studiez mai atent, probabil și Promolex face greșeli, ca și mai mulți. Ideea este că au apărut acele panouri... Și doamna Inga încă nici nu a auzit despre ce sumă merge vorba, deodată a întrebat din ce bani. 9 milioane. De lei, 9.000 de lei pentru... Dacă 9 milioane sau poate și miliardul confundați cumva cu 1.000 de lei. Stați o secundă. Ceea ce spune Promolex este faptul că... Doamna Inga spune că 9 milioane deodată. S-au cheltuit niște bani... Așa și cu miliardul probabil a fost... Să vedem ce spune Promolex. Așa. Pentru că vouă permanent instituțiile... Promolex a constatat că după înregistrarea în calitate de candidați în alegeri, cel puțin doi dintre aceștia, Ion Ceban și Regina Apostolova, au efectuat cheltuieli pentru activități electorale estimate la 160.441 de lei, împreună cei doi. PSRM 151.700, iar Partidul Șor 8.738. 8.000 de lei, da? 8.000 de lei. Da. De lei. Okay. Nu milioane. Am să știu această informație. Bine, bine. Da. 8.000 de lei. Sper că vom avea posibilitatea de discuție. Discutăm despre faptul că este semnalată această neregulă și dacă încă nu ați reușit să vă informați, încă nu am vom reușit, avea și pauză și cred că veți reuși și pe parcursul pauzei. Cu plăcere. Așadar, mergem mai departe. La fel, candidații nu și-au deschis fondul electoral. Poate cineva și s-a deschis. Poate cineva știa despre ce noi astăzi vom vorbi. Nu, este. Vorbim despre campania electorală, asta a fost anunțul pe care l-am dar făcut. Dar ce spun socialiștii? Sau încă n-ați vorbit? Socialiștii au fost la emisiunea precedentă. Am discutat atunci despre furtul startului campaniei. Domniile lor n-au recunoscut că sunt panourile lor, dar au recunoscut că este un teasing pentru campanie, așa că s-a vorbit despre asta. În același timp aș fi vrut să vă întreb, doamna Tauber, dacă este întâmplător că ați ales locul de a plasa panourile lângă cele ale socialiștilor. Eu aș vrea să vă spun că eu nu mă ocup cu aceste lucruri tehnice unde sunt amplasate panouri. Da, ați văzut prin oraș că cine este vinovat de starea în care a ajuns eu orașul? Eu aș vrea să vă spun că eu acum practic tot timpul sunt în raion și lucrez, nu am timp să plimb prin oraș și să văd unde și care reclamă este pusă. Și precum am spus, reclama a fost pusă de către companie, de asta nici nu am văzut și nu înțeleg despre ce m-a întrebat. Dar cine este șeful de campanie al doamnei Apostolova? Da, dar nu înseamnă că reprezentantul ori șeful companiei trebuie să cunoască fiecare loc unde este pus. Nu, dar bănuiesc că decizia de a le plasa nu, eu tehnic nu am făcut acest lucru. Dar cine a făcut? Dacă dumneavoastră, ca fiind șef de campanie, nu știți unde sunt amplasate panourile și idei, n-aveți de ce stau lângă ale socialiștilor. Nu, eu nu înțeleg de ce stau lângă socialiștii. Eu nu cred că asta e întrebarea sau ceva lucru important. Oare trebuie să discutăm, ori aveți întrebare, probabil aceste 8.000 de lei au fost cheltuite pe banner, ori n-am înțeles întrebarea. Nu, ele nu întâmplător sau banner? Eu vă spun, nu cunosc nu dacă întâmplător, ori cineva a făcut o glumă. Nu cunosc. Și cineva a făcut o glumă când v-a instalat panourile lângă ale socialiștilor. Eu nu am monitorizat procesul acesta de instalare și cred că este normal. Da, asta nu este pentru prima dată când un răspuns despre la o întrebare de pe un panou se regăsește pe un alt panou instalat de un alt candidat. Nu este pentru prima dată, am mai văzut astfel de situații. De ce
nu aveți niciun panou prin oraș, sau poate n-am observat eu. De asta reacționați la panourile noastre? Da, noi nu avem panouri în oraș. Nu știu dacă o să avem aceste panouri în oraș, pentru că noi folosim alte metode de a informa cetățenii. Noi mergem la ei acasă. Noi mergem în curțile lor. Dar panourile noi facem întrevederi, sunt și ele noi facem întrevederi. O modalitate eficientă? Panourile trebuie să ai bani. Panourile sunt mai scumpe, de asta se preferă să meargă cu bicicleta. Noi facem campanii cu bicicleta. Uh-huh. Bicicleta ne-a lansat și în campanie, cu bicicleta și facem campanii. Uh-huh. La cetățeni, în ogrezi, în curte, direct, în troleibuz, în maxi-taxi, deoarece circulăm cu transportul public. Am înțeles. Pe trotuar, la serviciu. Suntem și angajați cu toții. Deci, și în plus, astfel. Nu știu dacă, deci chiar și această guvernare fură totul. Însuși și sensul acestui panou electoral care este amplasat în vizorul cetățenilor sau alegătorului. Pentru că astăzi cele mai multe panouri le vedem cineva care fură slogane, pentru că sloganul mai întâi capitala, apoi toată țara este al platformei de demnitate și adevăr, îl vedem pe panourile socialiștilor, după care vedem panouri masive. Ați semnalat la CEC acest lucru? Avem o echipă de experți care se ocupă de acest lucru, uh-huh. Inclusiv și sloganele guvernului Filip, care da, știe... trebuia înregistrat mai întâi la drepturile de autor ca să puteți după asta să demonstrați că... Noi avem foarte multe inițiative legislative, pentru că profilul platformei demnitate și adevăr este mai mult juridic, pentru că avem personalități puternice. În primul rând este candidatul în funcția de primar Andrei Năstase, l-avem pe domnul Stanislav Pavlovski, ex-judecător la CEDU, de aia lumea ne percepe pe noi ca un partid care cunoaște foarte bine regulile, care cunoaște foarte bine legislația. Și deci nu aveți nevoie că noi... ca să revenim la subiect, nu aveți nevoie de panouri pentru a vă face agitație electorală și pentru ca locuitorii să știe... Panourile costă foarte mult. Pentru a achita toate aceste panouri și eu vă asigur că ele deja sunt toate bronate, pentru că toate cele mai mari, cele mai masive panouri stau panourile lui Șor alături de panourile socialiștilor. Pe panourile socialiștilor vă spuneam că este vorba de sloganul furat de la platforma de demnitate și adevăr, iar pe panoul celor de la Șor... da, ei... nu înțeles că toată lumea fură de la voi. Miliardă, o justiție liberă va avea grijă și de hoți și de complicii acestora. Corect. Și pe panoul partidului Șor stă simplu scris, noi știm cum. Fiecare om, fiecare cetățean poate să întuiască continuitatea acestei fraze. Deci nu știu ce campanie v-ați ales, dar să știți dar că... Dar care este continuitatea acestei fraze? La ce vă referiți? Noi știm cum să fură miliarde. Interesant. Învățați-ne și pe noi. Probabil sunteți din procuratură. Eu nu am studii juridice, dar vă asigur. Dacă nu aveți studii juridice, de ce vorbiți cu cineva curat miliardul? O justiție liberă și independentă își va face treaba și va avea grijă de toți cei care au fost complici și de toți cei care au beneficiat și de cei care au orchestrat. Și referitor la panouri. Este o declarație oficială? Declarația cum oficială acest lucru? Că noi putem să apelăm și în judecată. Acest lucru fiecare cetățean al Republicii Moldova. Fiecare cetățean. Că o justiție independentă va avea grijă de cei care au profitat atât de banul public, l-au utilizat în scopuri meschine, care au orchestrat acest jaf al secolului. Corect. Haideți să lăsăm asta justiției. Sunteți reprezentanta justiției. Eu v-am zis, v-am acuzat de ceva. Eu am zis, dacă vă simțiți cu musca pe căciulă, este problema dumneavoastră. Păi, bine, există o sentință în justiție. În ceea ce îl privește pe Ilan Șor, 7 ani jumătate de pușcărie. Acum dosarul este la Curtea de Apel. Vedem ce se va întâmpla în continuare. Până la urmă, este un dosar există de circ, o sentință că, în instanță. Așa, și ce face justiția noastră? De ce această sentință nu se aplică? Poate vorbim despre alegeri din capitală, totuși. Stați o clipă. Noi vorbim despre campanie electorală, ori să înțeleg din start. Am fost invitată, probabil, aici să comentez despre domnul Șor, despre sentința de judecată. Mă simt ca în jurul procurorilor și reprezentanților organelor de stat.
Nu trebuie atunci când vă simțiți cum eu trebuie vinovat, să probabil bine. Că asta e și senzația. Nu vă spărați, dar să lăsați, că lăsați emoțiile la o parte și nu-mi spuneți cum eu trebuie să mă simt. Eu am fost invitată și a fost acolo calmă. Clar scris invitația. Vorbim despre campanie electorală. Doar așa. Că, dacă doriți, eu pot și întreaga emisiune să vorbesc despre cauza domnului Ilanșor. Cu mare plăcere. O să stăm și o să vorbim. Și despre domnul Năstase și etc. Dacă spectatorilor, dacă vrem să furăm timpul spectatorilor, care totuși, probabil, au nevoie de informații despre campanie electorală, haideți. Ori poate organizăm o altă emisiune unde vom vorbi. Eu nu cred că acest subiect ar fi unul foarte interesant. Doamna Tauber, cu plăcere vă aștept într-o emisiune dedicată acestui subiect. Ales că, doamna Lorena, întotdeauna menționați pe domnul Șor și tot ce ține de dumneavoastră. Este și firesc. Eu cred haideți acum să... Cetățenii au văzut raportul Crolă. De ce spuneți despre cetățenii? Sunteți reprezentați cetățenii? Eu sunt cetățean în Republicii Moldova. Și eu la fel. Nu puteți să spuneți că cetățenii spun. De către Candu, după protestele din 3 mai 2015. Și ce înseamnă Crol? Apropo, o companie privată. Din câte înțeleg, din câte sau înțelegeți? Din câte am văzut, acolo spus este, că vizat, nu aveți și, este vizat și numele dumneavoastră. Da. Din câte am văzut. Și deci nu vorbim mai doar despre... Care este întrebarea mai departe? Față... Dacă nu aveți personal, educație juridică... Vă propun să vorbim pe rând, pentru că altfel nu va fi clar nimic din această emisiune. Haideți să vorbim pe rând. Haideți eu să răspund la justiție independentă. Dumneavoastră nu reprezentați justiție și niciun organ de stat. Și nimic nu reprezentați. Haideți să vorbim pe rând. Să și lăsați că... întrebările liderului vostru, toate aceste întrebări. Doamne, sunt întrebările mele personale, pentru că atunci când noi suntem la o emisiune publică, chestiile personale lăsăm acolo. Dar nu din cauza acestui subiect. Și anume din cauza câți oameni ați avut? 10.000? Povești. Da. Ca de subiectul este unul extrem de interesant și de important. Da, Tauber, dar noi astăzi totuși avem o altă temă, eu cred că. Da, recomand să vă informați. Propun să revenim un pic la panouri și să vedem, dumneavoastră știți o sumă aproximativă cât s-a cheltuit până acum în campanie pentru panouri? Eu cu... Exact, nu pot să vă spun această sumă, că într-adevăr noi avem destul de multă reclamă, ceea ce ține și panouri și materiale promoționale, dar dacă vă este interesant, chiar mâine, poi mâine pot să vă transmit prin e-mail această sumă. Da, vă dați seama pauză. Că oricum ea va eu figura la cu toată check. Țara, nu numai cu campanie electorală din Chișinău și precum am spus, mai mult timp sunt în raion și toate cifrele nu țin în cap. Dar e normal, ori ne dați întrebări din timp, să fim pregătiți cu aceste răspunsuri. Da, nu este ori mâine, poi mâine, noi vă este transmitem... Este o pauză și aveți timp ca să vă informați. Să nu fie că eu nu să menționez acum 5 sau 10 bani și după doamna Inga o să bani chiar că, nu ne interesează. Nu, vedeți cum... Puteți să... Care a fost reacția cu 8.000 de lei, 8 milioane. Să nu spun despre 10 bani, o să fie despre 10 milioane. Întrebarea mea a fost 10 bani. Dumneavoastră aveți panouri publicitare despre care nu aveți nicio idee cum sunt amplasate și cât costă. Da, eu nu am înțeles. Sunteți șefa mea de partid că îmi spuneți ce eu trebuie să cunosc sau ce nu. Sunt niște întrebări la care și eu aștept niște răspunsuri. Da. O să vedea peste 2 zile. E că peste 2 zile, doamna Tauber, am promis că o să vedea. Eu nu cred că eu trebuie să cunosc toate cifrele și să le țin în cap. Eu nu sunt contabilă, noi avem pentru asta echipă și normal ca noi, ca în țările europene, să dăm răspuns prin mail. Nu? E ceva normal, suntem cred. Suntem și noi foarte curioși să aflăm așa. Răspunsul la această întrebare. Și noi tot. O să vă adresăm câteva doamna întrebări. Tauber. Candidatul Partidului Șor, doamna Regina, figurează în raportul Crol 1 la capitolul spălare de bani prin accesarea de credite neperformante. Potrivit Crol, i-ar fi luat aproape 20 de milioane de lei. Cu o parte din acești bani a cumpărat în 2013 4,75% acțiuni la Banca Socială și Unibank. Cum comentați dumneavoastră această afirmație din raport și dacă credeți că asta o va afecta în mod negativ sau nu în această campanie electorală? Din ceea ce eu deja am menționat, compania Crol este doar o companie privată. Ceea ce înseamnă că a făcut și continuă să facă toate declarațiile, toate rapoarte la comandă. Eu nu cred că trebuie să comentăm ceva ceea ce nu
reprezintă justiția independentă, cum a spus și doamna Inga. De asta eu nu cred că aceste lucruri pot să afecteze campanie electorală, orice ce a fost făcut de doamna Apostolova și pentru Chișinău, și în funcție de directoare a școlii, și în funcție de viceprimar al orașului Orhei. Eu cred că tuturor cetățenilor noștri, dacă vorbim despre cetățeni, Facebook, populismul și ceea ce spuneți de fiecare dată cu maiouri, miliard, milion, nu știu ce, nu este important. Important sunt drumurile, important sunt schimbările, ceea ce noi facem în Orhei și ceea ce noi suntem responsabili să facem în Chișinău când doamna Apostolova va câștiga aceste alegeri. Atunci, să știți că am să vă întreb altfel, pentru că dumneavoastră la fel figurați în același raport, Kroll, dacă despre doamna Apostolova nu putem spune că nu știm. Dumneavoastră ați luat acel credit de circa 18 milioane de lei? De unde? De unde ați de unde am luat? De unde am luat acest credit? Banca de economie? Imediat? Eu nu am luat, doamna Inga, niciun credit de la o bancă din Riga. Aici doamna Grigoriu spune că e din la Banca de Economie. Aici vă spun eu pentru că, uitați-vă, notăm ce spun alții. Vă spune doamna Lorena. Dumneavoastră mai bine știți de unde am luat credit. Lorena, prin raportul. Am raportul, aici este toată informația. ABL Bank este Riga, Latvia. Ați accesat sau nu? Pentru că asta vreau să vă întreb. Dacă ceea ce scrie aici este adevărat. Eu am fost, într-adevăr, acționară a bancului Unibank. Exact. Este adevăr. Exact. Aveți nu cred că este ceva ceea 460, ce nu corespunde... Da? La 100 din acțiuni. 4,6. Da. Plus, minus, cred că da. Banca a devenit bancrotă și nu cred că pentru acționare este tot o noutate pozitivă. Și banii cu care ați cumpărat sunt din aceste credite? Nu. Din ce credite? Despre care, pentru că așa scrie în acest raport, că ați accesat niște credite. Eu nu cred că și ați cumpărat problema cu o parte... că eu am luat undeva credite și am cumpărat acțiuni. Totuși da, nu am luat credite nu? din Banca de Economie, corect? Unde eu îmi iau bani pentru afacerile mele, nu cred că este o temă de discuție publică. Vorbim doar astăzi despre campanie electorală din Chișinău? Nu. Vorbeam despre faptul că candidatul partidului Șor figurează în acest raport. Nu. Nu putem face mai abstracție. Mai multă lume figurează, iar dar doamna nu Apostolova... figurează din cauza că am făcut ceva nu în conformitate legii. Dar am fost acționară băncii. Care este problema? Da, și ați accesat aceste credite care se prevăd aici? Cumpăr acțiuni, da. Ați accesat aceste credite pentru a cumpăra acțiuni. Și le-ați restituit? Eu cred că deja aceste chestii sunt confidențiale. Eu nu am făcut nimic împotriva legii, corect? Pentru că pe doamna Apostolova la dezbateri exact același lucru o va întreba doamna toată lumea Apostolova, cu siguranță. Doamna Apostolova, cred că ea cunoaște foarte bine ce să răspunde. Adică este o informație confidențială dacă ați rambursat sau nu. Nu este informație creditul. Confidențială, dar nu este tema de discuție. Data viitoare, vă rog, mă invitați cu ce cu mare plăcere. Și pe domnul Șor, cu mare drag, îl aștept în studio și cu mare plăcere știți, l-aștept. Noi cunoaștem că îl așteptați, că de fiecare dată menționați numele lui la cred toate emisiunile. Cred că nu sunt singura, cred că toată lumea face asta, luăm publicitate. Dar noi am observat anumele la dumneavoastră, nu știu de ce. Poate nu le probabil urmăriți aveți pe toate, ceva personal, împotriva dar dacă dumneavoastră. Le urmăriți pe ale mele, vă mulțumim foarte mult, vă rugăm să le urmăriți în continuare. Luăm publicitate și ne întoarcem cu domnul Vasile Botnaru. Publicitate! Am revenit. Domnul Vasile Botnaru, director Radio Europa Liberă, așteaptă să adreseze niște întrebări. Bună seara, domnule Botnaru! Bună seara! Vă ascultăm! Mă și tem de atmosfera asta care deja s-a creat, dar eu încerc să distind cu întrebările mele. Dar nu vă temeți, nu vă temeți! Să nu mă tem? Nu, nu vă temeți, nu vă fie teamă! O să încep de la stânga, la dreapta. Doamna Ana Țurcan a fost cea mai rezervată și marginalizată în discuții. Da. Vreau să o întreb pe dumneiei. Doamna Țurcanu, partidul dumneavoastră, ce plafon al performanțelor politice își propune? Și ca să mă exprim poate mai clar, o să aduc exemplu. Oleg Serebrean, când era lider de partid, a spus așa, dacă din
două cicluri parlamentare nu ajunge formațiunea sa în Parlament, el renunță la șefia partidului. Adică era foarte clar, uite, asta e baremul. Dumneavoastră, cum vă formulați, ghilimele, ambițiile politice? Ce trebuie să obțineți astfel încât să vă demonstrați vouă înși vă, dar societății, că sunteți o formațiune vivace și de perspectivă? Chiar mulțumesc pentru întrebare. Partidul Democrației Acasă... Aici sau la mine? Cum vă este mai... Partidul Democrației Acasă... Bine. În sine include oameni frumoși la chip și la suflet care au fost întruniți după aceleași idei. Credem în sine, în oameni și în Dumnezeu. Deci astfel noi sperăm să realizăm tot ceea ce ne propunem. De ce nu ne aliniem? Deseori ne întreabă, păi de ce nu vă aliniați cu un candidat, alt candidat, un partid, alt partid? Fiindcă stăm pe pozițiile noastre, nu putem merge la compromisuri. Deoarece alianța, din câte știți, am fost și în bloc, am încercat să creăm un bloc cu domnul Leancă și nu ne-a convenit ce este acolo și am ieșit de acolo, am părăsit blocul. Am mai fost și alte tentative, dar nu putem merge la compromisuri cu conștiința noastră. De aceea preferăm să rămânem puțini, dar sigur pe forțele proprii. Câteva mii de voturi am acumulat la alegeri. Și la parlamentare, și la precedente. Da, o spuneți din... de parcă ați fi acumulat câteva milioane. Deci am acumulat doar Lorena, câteva mii de voturi. Lorena, dă-mi voie să intervin. Îmi cer scuze, vreau Bătar. Să precizez. Mai concret, iată, vrem să ajungem cu primare în 20 de localități. Să avem un deputat cel puțin sau să avem un președinte de țară. Avem, foarte concret, da. Ce ambiții aveți? Avem echipă bună în regiunea Sud. Dacă să vorbim despre campania care vine, avem candidați în regiunea Sud, la Ungheni, la Iedineț. Credem întrebarea era candidați unde, vor merge. Unde vreți să ajungeți? Care este obiectivul pe care vi l-ați propus? Deci, în primul rând, noi vrem să ajungem la primăria din Chișinău, din Basarabeasca, la alegerile următoare. Ne interesează primăria Ungheni, Iedineț și Briceni. Deci sunt primăriile care pe noi ne interesează, dacă să vorbim despre primării. În ceea ce ține de capitală, spunea doamna Grigoriu că a fost sloganul lor întâi capitala pe urmă țara, a fost sloganul lui Lenin, care a spus că revoluția începe din capitală. Optăm pentru capitală din mai multe considerente. Colegul meu de partid și candidatul nostru pentru funcția de primar a fost încă în echipa domnului Dorin Chirtoacă, fost primar, când vorbim când despre era Vasile primar. Costiuc, dar nu, cred în alte în am alt înțeles, context. Dar cred că întrebarea domnului Botnaru totuși a fost... Domnule Botnaru, ați primit răspuns? Eu am vrut să aflu dacă aveți ambiția să ajungeți și în Parlament la toamnă. Da, avem ambiția să ajungem și în Parlament la toamnă. Mulțumesc. Succes, da. Ok, mulțumesc. Da. Doamna Tauber. Pe mine mă interesa cum anume se va întâmpla acest lucru. Nu, asta... Dar deja vom vedea. Sigur că avem și niște dezbateri în față. Dacă ar fi să pariem, sigur că eu aș continua întrebarea în felul ăsta. Și dacă nu ajungeți, da. Pe ce pariem? Pentru că, mă rog, dar asta e altceva. Domn Botnaru, eu sunt de acord să pariez că noi în Parlamentul viitor avem măcar un deputat. Ok. Pariem? Pariem. Ok. Pe căciula mea, vreți? Pe circumscripție, cine știe? Căciula noastră, da. Eu pun căciula. Super. Eu căciula n-am, pot spune, rochia mea noastră. Nu, eu pun căciula. Dumneavoastră, ce vreți? Doamna Tauber. Bună seara, doamna. Bună seara. O întrebare. Știți foarte bine că dumneavoastră vi s-a reproșat partidului, formațiunii, că ați fi făcut magazinele sociale ca o șmecherie, ca un procedeu electoral. Mă rog, asta nu e interzis de lege, dar dumneavoastră ca om din sport știți foarte bine ce înseamnă fair play. Și cei care nu poate să facă chestia asta spun că, iată, nu este fair play. Nu e interzis de lege, dar nu e fair play. Dacă vreți să comentați asta în câteva cuvinte, dar și mai mult mă interesează cum anume îi alegeți pe oamenii cărora le acordați ajutor. Pentru că necăjiți sunt foarte mulți și eu, de exemplu, nu m-aș apuca
să spun, iată, ăsta are mai multă nevoie decât ăsta. Cum îi găsiți pe oamenii ăștia cărora le acordați ajutorul? Vă mulțumesc mult, domnul Botnaru, pentru întrebare. Vorbind despre principiul Fair Play, într-adevăr, foarte bine cunosc acest principiu și aș vrea să cunoască toate partidele politice ce asta înseamnă și ce înseamnă de a juca pe teren și nu în afara terenului. Dar vorbind despre magazine sociale, mersi mult că dumneavoastră ați spus că nu interzice legii și nu cred că poate să interzică principiul lui Fair Play dacă noi ajutăm oamenilor, bătrânilor, pensionarilor, oamenilor cu dizabilități, mamelor solitare, mamelor cu 3 plus copii. Și vorbind despre întrebarea numărul 2 a dumneavoastră, când ați spus cum le alegem, noi acordăm ajutor tuturor, celor care vin la noi. Nu avem niciun criteriu, v-am spus categoriile care sunt la moment dat înregistrate ca beneficiarii proiectului dat, pensionarii, persoane cu dizabilități, mamele solitare și mamele cu 3 plus copii. Și nu este niciun criteriu. Dacă cineva vrea ajutorul acesta, vine la noi în magazin și devine beneficiarul acestui proiect, așa să spunem. Adică este suficient să vină să înscrie, să obțină această cartelă de consumator la magazinul dumneavoastră, da? Și obține, în principal, înțeleg, alimente mai ieftine, nu? Cu cel puțin 30% mai ieftine produse de primă necesitate. Aveți dreptate. Și nu cred că asta poate să fie împotriva principiului Fair Play când noi încercăm să ajutăm oamenilor astăzi și aici. Și nu promitem ceva, dar facem ceea ce ca tare și trebuie să facă partid. Știți, chiar dacă nu suntem în guvern ori în parlament, domnule Botnaru, dar încercăm să facem ceva pentru oameni. Numai o secundă, domnule Botnaru, numai o secundă, pentru că aici, chiar de multe ori când vedeam spoturi publicitare cu magazine, voiam chiar să vă întreb, aveți un buget, adică ați calculat acest proiect pe câți ani? Cât timp va fi el în desfășurare? Va fi pe durata timpului când oamenii o să aibă nevoie. Eu totuși sper că când noi vom veni la guvernare, noi o să putem să construim un stat prosper, unde nu pensionarii o să trăiască mult mai bine decât acum. De asta, la moment dat, nu pot să vă spun, dar cât timp oamenii o să aibă necesitate, atâta timp noi vom continua să implementăm acest proiect. Da, eu nici într-un caz nu vreau să pun la îndoială faptul că sunteți bine intenționați și nici nu vreau să vă acuz că asta ar fi ceva reprobabil. Eu știu foarte bine ce înseamnă pentru oamenii nevoiași diferența de 30 de bani la franzela de pâine. La mine dimineață sub fereastră se adună câțiva oameni care știu că sunt doar 10 pâini la prețuri sociale, de exemplu, și ei de la 6 dimineața stau și eu înțeleg foarte bine că există o categorie de oameni nevoiași care știu foarte bine ce înseamnă diferența de 30% la preț. Numai că, repet... Ca tare, statul trebuie să se ocupe cu aceste lucruri, dar dacă vedem că nu este făcut nimic, noi încercăm. Și facem tot posibilul, tot ce stă în forțele noastre la moment. Eu, adevărul, în același timp, aș vrea, domnule Botnaru, mă iertați, aș vrea să vă spun că m-am uitat încă o dată pe niște cifre și astăzi încă o dată am văzut că în urma furtului miliardului 30% din capacitatea leului a scăzut în raport cu dolarul. Adică aici, în mod ironic, sau cum să zic, vorbim despre aceeași 30%. Lorena, în primul rând, iarăși nu vreau eu să intru în polemici, dar astăzi, dacă ar întreba cineva foarte clar cine a furat miliardul, răspuns la întrebarea asta nu există. Da? Există, iată, o anumită sumă care îi se pune în cârcă, între ghilimele, lui Ilan Șor, dar condamnarea definitivă nu există și noi deocamdată subiectul ăsta nu-l putem clarifica univoc, da. Domnule Botnaru, acest subiect trebuie să fie clarificat de justiție. Da, păi deocamdată asta e folclor. Despre asta discutăm.
Din, da. Deocamdată asta e folclor, dar în justiție deocamdată... Deocamdată nu avem justiție. Păi, când o să avem, probabil, o să putem discuta. Așa este. Haideți da. Să mergem mai departe. Întrebări pentru... Eu, încă o paranteză. Da. Din păcate, de ce vorbeam de fair play? Că în timpul da. Campaniei, din păcate, foarte, foarte multă lume și formațiuni încearcă să-și scoată în față numai decât această acțiune de binefacere, ori de fapt în toate preceptele religioase se spune că binefacerea nu se scoate în față. Există expresia, nu știi stânga ce face dreapta. Asta tocmai e despre binefăcători. Dar mă rog, fiecare își alege modul în care... Da, și da, nu este partidul Șor singurul care face asta. Asta păi, vedem... Tocmai de asta spun. La toate partidele, spun. Practic, care fac astfel de lucruri. Da. Da. Doamna Grigoriu, vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce ați întreprins și dacă ați întreprins totuși să obțineți sprijinul tuturor partidelor pro-europene sau de dreapta pentru un candidat unic, pentru că înțeleg că nu aveți sprijinul, cel puțin judecând după lista de la Chișinău, fiecare crede că are un potențial suficient, adică mulți candidați cred că vor putea să ajungă cel puțin, eu știu, în turul 2 și atunci se negociază probabil. Iată, dumneavoastră, cum mâine și cu cine negociați ca să aveți un sprijin cât mai larg? Deocamdată aveți Partidul Liberal Democrat și... Da, mai negociați? Până seara, domn Butnaru. Dacă îmi permiteți o mică precizare referitor la întrebarea anterioară care ați pus-o doamne Tauber, eu aș vrea totuși să... toată emisiunea despre mine astăzi. Vedeți că sunt bucuroasă. De multă atenție. Și onorată. Mersi mult. Acest PR foarte bun pentru noi. Sper că, doamne Lorena... Eu aș vrea totuși să trăim într-o țară când partidele politice se îngrijesc de cetățeni nu prin deschiderea unor magazine sociale în care se împartă societatea între oameni nevoiași, dar să aibă niște politici pentru cetățeni, încât să le păstreze demnitatea și să le ofere lor posibilitatea de a se dezvolta și implementa ideile, de a rămâne acasă pentru tineri, de a crea politici eficiente. În primul rând, vreau ca aceste partide să înțeleagă că ele sunt responsabile de o națiune, de viitorul unei țări, și nu este mai jos decât demnitatea umană să folosești o anumită categorie de oameni în scopuri personale. Doamna Grigoriu, tocmai de asta am întrebat cum îi aleg oamenii niște nevoiași. Pentru că, de exemplu, o femeie care are 5 copii sau 4 copii și ia cadouri la o anumită fundație, da? Dar femeie care are 3 copii s-ar putea să fie mult mai nevoiașă. Și în sensul ăsta, vă dau dreptate că guvernarea trebuie să aibă politici, parlamentul trebuie să stabilească politici foarte clar cota minimă de la care se începe ajutorul și asta să fie lege și nu la discreția unui boier care poate sau a ajuns în curtea unui om, nu, dar bine, alături stă cineva mult mai dificil. Noi facem ce putem. Dacă oamenii nu vor, noi nu... Mesajul nu. Meu cred că a fost clar. Deci da, noi, e asta, clar fără noi, asta vrem, noi asta vrem să obținem o țară în care toți cetățenii să se simtă cu drepturi egale, să nu se simte discriminați. Dar ce faceți ei să simte există, cu drepturi egale? Ce să faceți? Nu există magazine sociale deschise de niște partide politice din care să aibă din asta o activitate de comerț. Eu, de exemplu, bine, nu pot să înțeleg în magazinele acestea și întrebați oamenilor dacă pot să lor le trebuie magazine de sau nu. Comerț. Am o rugăminte, haideți să vorbim pe rând, că nu se aude, nu se înțelege. Eu cred că este clar răspunsul, dar întrebarea domnului Botnaru a fost alta. Da. Cu cine negociați pentru a obține sprijin de la toate formațiunile pro-europene sau de pe dreapta, așa spus? Mai ales în turul 2. Da. Noi în continuare mizăm pe sprijinul cetățenilor, pe oamenilor care își doresc, în primul rând, schimbarea. Ce înțelegem noi prin schimbare? Noi de este formațiuni o nouă pentru că... clasă politică care se îngrijește de oameni.
Vorbim în primul rând și cu exponenții altor forțe politice. Da, care sunt acelea? Asta era întrebarea domnului Bodnaru. Care înțeleg necesitatea consolidării în acest nou exercițiu pentru încă o instituție a statului, primăriei, a municipiului Chișinău. Noi suntem gata să discutăm și cu colegii noștri din Democrația Acasă. Partidul Ușor. Ușor, tot e pe dreapta. Da? Și nu? Eu nu știu, chiar nu știu unde se situează. Nu cunosc din... Nici pe dreapta, dar nici nu știu dacă, stângă, nu știu dacă noi... Nu știu dacă ne-am... nu suntem atât de ipocriți la următoată, dar societatea civilă, experții, profesioniștii, activiștii civici, cei care cunosc foarte bine ce se întâmplă în primărie, cunosc foarte bine schemele, cunosc foarte bine haosul. Iată, noi avem o echipă de profesioniști cu care lucrăm, care ne ajută la elaborarea unui program pentru cetățenii municipiului Chișinău. Da. Acest program... Este clar. Era întrebarea, se referea la forțele politice. Cu cine discutați pentru a obține sprijin în turul 2? Suntem deschiși pentru cei care într-adevăr își doresc acest exercițiu să fie în folosul cetățenilor și nu în folosul unor clanuri sau unor partide sau binomului. Așa, să știți că nu mai avem mult timp din emisiune și totuși aș vrea să mai vorbim despre niște lucruri. Doamna Țurcan avea o precizare, vă rog să o faceți. Referitor la înaintarea candidatului unic, ce răspuns a avut să audă și domnul Botnaru, bănuiescă. Înaintarea candidatului unic pe dreapta s-a făcut cu stângul. Știți cum? Deci, întâi s-a înaintat candidatul, pe urmă s-a mimat așa o adunare cu partidele și, adică, iubiți-mă, eu sunt candidatul unic pe dreapta. Noi vrem să ieșim cu o inițiativă în continuare, da? Ca să mergem normal, sunt partidii pe dreapta și mai puternici, și mai slabi, și mai noi, și mai vechi. Deci, cred că ar fi binevenit. Dima a așezat încă o dată, în considerat că se urmează turul 2. Care o să accede în turul 2 va fi bine. Deci, de adunat, nu, chiar săptămâna viitoare, de luni, da? Punem toți programele de activitate alături și facem un program unic. Păi dacă toți suntem pe dreapta și avem aceleași idei pentru și aceleași... Da, facem un program unic. Da? Pentru turul 2? Pentru Chișinău. Deci un program unic pentru Chișinău. Dar toți îl acceptă. Există posibilitatea ca domnul Costiuc să se retragă în favoarea domnului Năstase, de exemplu? Vă povestesc. Toți candidații de dreapta vin cu programele lor, da? Să uite ce au comun, ce se poate de adăugat. Programul domnului Năstase nu este ideal. Niciun program nu este ideal, că le-am mai citit, care le-am mai auzit. Așa. Niciunul, da? Se completează, se face un program unic pe dreapta și se hotărăște. Păi, Năstase a luat mai mult, Năstase a pus semnătura sub acest program, a pus semnătura sub acest program. Iau Costiu care are idei bune referitor la ce? Ia că Năstase are, dar ce? Dar de unde știți care e candidatul cel mai potrivit? Asta e întrebarea. A luat mai mult unde? În primul tur? Nu, vine, se adună luni, încă nu e clar niciun tur, se adună luni reprezentanții la toate partidele de dreapta. Cum a fost masa rotundă după ce Andrei Năstase și-a înaintat fără să întrebi și a înaintat candidatura? Deci, bun, a fost ce a fost. S-au adunat, au pus alături toate programele, până la urmă, doar nu lucrăm pentru cineva să fie pur și simplu primar, da? Pentru ambiții proprii. Lucrăm ca să fie mai bine în Chișinău, în care cu toții locuim. Da? Și luăm programele, alegem din trânsle tot ce e bun, facem un program unic, toți li semnează și cine, oricine n-ar accede de pe dreapta, astfel se obține ce? Oricine nu accede de pe dreapta în turul 2, da? El are automat susținerea tuturor și merge după programul cel unic. E la modul general la această declarație, pentru că... Este foarte viabil. Mi se pare că e foarte... Când sunt mai multe idei, deci... Eu lucrez în sectorul privat. Întrebarea mea este gata domnul Costiuc să se retragă în favoarea domnului Năstase? Dacă domnul Năstase are un program ideal de guvernare, da, care e făcut de toate partidele, eu cred că se retrage. De asemenea și domnul Năstase, bănuiesc că dacă domnul Munteanu are același program, deci dacă e același program, oricine poate să-l implementeze. Domnule Botnaru, mă iertați că am intervenit peste dumneavoastră un pic. Nu, mulțumesc. Eu în sensul ăsta mă întrebam dacă mai ales în turul 2, într-adevăr, o să renunță lumea la
eu știu, la propriile scoruri și ambiții, da, cum anume se vor înțelege. Și doamna Țurcanu, am impresia că a dat o modalitate credibilă, da, că să-și facă o compilație viitorul candidat din toate programele și la maxim să compatibilizeze sprijinul acestor. Domnule Botnaru, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare și în această seară. Ne vedem joia viitoare. O seară frumoasă vă dorim. Seară bună. Așa, frumoasă, la acum vreau să, până la publicitate, pentru că trebuie să luăm repede și publicitatea, aș vrea să amintesc că lista candidaților pentru Chișinău, ca să fie clar, Ion Ceban, PSRM, Valeriu Munteanu, PL, Andrei Năstase, Platforma DA, susținut de PAS și PLDM, cu ocazia asta vedem și cine sunt cei care ar putea să se adune, să vedem cine în favoarea cui are de gând să renunțe. Înțeleg că doamna Tauber a spus că partidul nu e nici pe centru, nici pe stânga, nici pe dreapta, deci nu, nu e în aceste discuții. Regina Apostolova, Partidul Șor, Alexandru Roșco, Casa Noastră Moldova, Vasile Costiuc, Democrația Acasă, Constantin Codreanu, PUN, susținut de PLR, Victor Strătilă, Partidul Verde Ecologist, Maxim Brăila, Partidul Popular, Alexandra Can, PNL, Alexandru Mâțu, Partidul Rusoslavean. Iertați-mă, dar nu știam că avem această formațiune. Abia aștept să ne vedem în emisiunea viitoare sau cumva la dezbateri să vedem Andrei Munteanu, Partidul Societății Progresiste și Silvia Radu, Independent. Precizez, nu toți sunt înregistrați, dar actele le-au depus pentru înregistrare cu toții. Lista candidaților pentru Bălți, Nicolae Grigoriș în partidul nostru, Irena Grițco, Independent, Alexandru Usatăi, PSRM, Arina Spătaru, Platforma DA, Sergiu Burlacu, PUN, Oleg Topolnitski, Partidul Rusoslavean, Pavel Verejanu, Partidul Șor și Boris Marcoci, Independent. La fel este întreaga listă. La Chișinău, dacă totul decurge așa cum își doresc cei care vor să fie înscriși, înseamnă că vom avea 13 candidați. Mulți, puțini, nu știu, vedem după o scurtă pauză, luăm publicitate. Da, suntem pe ultima parte a emisiunii, am intrat deja, mai avem foarte puțin timp. Spuneam 13 candidați pentru Chișinău, e mult, e puțin, iar puzderie de candidați și trebuie să alegătorii să înțeleagă rapid ce vrea fiecare. Unii apar acum și noi mai vedem încă până la alegerile viitoare 13, dacă vor fi toți înregistrați. Important este ca cetățenii să înțeleagă că acestea sunt alegeri anticipate. Este vorba de un an de zile. Este vorba de un an când un candidat puternic, luptător, va putea să facă primii pași. Primii pași, asta ar însemna, în primul rând, să-și întemeieze o echipă, pentru că viziunea noastră... Da, și care să vedem ce ne propune pentru capitală. Dar ca să nu intrăm în detaliile acestea, că este mult, 13, mult, puțin... Pentru capitală mare nu sunt mulți candidați. Nu, cifra 13, îmi place cifra 13, cred că e ok. Fiecare candidat are specificul său. Și dacă nu și-a putut regăsi specificul său în programa altui candidat, știm că omul are dreptul să se înainteze. Acum, ca să fie foarte clar, oricine care întrunește prevederile legii are dreptul să candideze. Oricine. Nimeni nu pune asta la îndoială și nimeni nu spune că n-ar avea cineva dreptul să candideze. Problema este dacă sunt mulți sau puțini. Eu aș spune că mulți, că chiar și dumneavoastră ați menționat că nu cunoașteți unele formațiuni, ori unele forțe politice, înseamnă că da, nu este interzis de lege să fii candidat, dar totodată care este sensul să fii candidat dacă n-ai nicio bază, nicio platformă și nu vii cu nimic cu oamenii. Și cred că pentru alegătorii totuși va fi cam dificil să iei decizie. Dacă vorbim de oamenii simpli care tot nu au timpul pentru toate emisiunile, analiză și etc. Ei au problemele lor și noi nu vorbim... Dar de ce din partea Partidului Șor n-a candidat Șor pentru primăria Chișinău? Probabil dumneavoastră ați auzit poziția lui că a fost acest lucru de mai multe ori întrebat și a fost făcut și o declarație publică în acest sens. Domnul Șor a fost ales în funcție de primar al orașului Orhei. Și toate promisiunile care au fost date orhienilor au fost și sunt îndeplinite. Așa. Și le-a promis lor că
o să se îndeplinească tot ce a fost spus înaintea campaniei electorale din anul 2015. Și chiar dacă capitala este foarte și foarte importantă pentru țara noastră, reprezintă o importanță mare, nu înseamnă că promisiunile date nu trebuie să fie îndeplinite. Este principiul dumnealui, este principiul partidului care eu cu mândrie și onoare reprezint și ceea ce a fost spus în public. Totodată, adică dumnealui rămâne până la finalul mandatului acolo la Orhei. Da. Se vorbește mult despre ceea ce se face la Orhei și este firesc să vă întreb din ce bani se fac toate aceste lucruri, pentru că această întrebare și-o pune toată lumea. Și mai ales că cetățenii din Orhei pot să vadă că la capitolul datorii noi primim semnale că, sau am putea fiecare să ne informăm că totuși acolo nu stau lucrurile atât de bine. Odată și odată cetățenii vor trebui ca și miliardele furate să le restituie. Eu cred că doamna Grigoriu ea știe foarte mult mai bine ce se petrece în Orhei și ce se petrece în Partidușor. Eu așa văd. Este totul la vizor. Vouă doar vă pare. Și domnul Botnare ce a spus că noi nu avem răspuns la întrebarea cine este beneficiarul final sau cine a fost cel care a fost implicat sau cine a orchestrat tot acest jaf. Totul se vede. Când vom avea o justiție independentă, eu cred că acest raport, Kroll, putea poate nici să nu fie comandat. Dar dacă avea să fie avut organe de drept, eu cred că nu se ajungea astăzi la situația noastră, asta. Eu cred că răspundeți, doamne Lorena, în loc de mine. Eu așa am înțeles. Doamna Grigoriu deja a dat răspuns, ea știe mai bine. Personal, probabil. Personal, mie nu trebuie să răspundeți, că noi aici suntem la o emisiune publică și toate chestiile personale v-am spus. Cetățenii trebuie să fie haideți informați. Eu tot sunt cetățean. Haideți și am drept la vedem răspunsul la această întrebare, pentru că este o întrebare pe care o adresează mai multă lume. Poate că altcineva o să răspundă la întrebarea aceasta în loc de mine. Eu văd că așa e la noi, cam caotic. Întrebarea este pusă mie, doamna Grigoriu răspunde. Dacă știe, nicio problemă. Nicio doamna problemă. Grigoriu a făcut o precizare, dumneavoastră vă rog să răspundeți că să încheie emisiunea. Bine, haideți încă o dată întrebarea. Din ce bani se fac aceste lucruri care se fac la Orhei? Este o întrebare pe care și-o pune foarte multă lume și e firesc să avem un răspuns la această întrebare. Da, eu tot vă dau o întrebare. Dumneavoastră credeți că înainte de a deveni lider politic și primar al orașului Orhei, domnul Ilanșor nu a avut bani? Eu îl cunosc din copilărie, peste 20 de ani. El provine din familie respectată, bogată, care a deținut mai multe business-uri și o imperie destul de mare, chiar începând cu anii 91. Și când tatăl lui Ilan a decedat, el a primit practic cea mai mare imperie în țara aceasta. Toată lumea cunoaște despre acest lucru și dacă dumneavoastră nu, îmi pare rău, dar eu cunosc acest lucru și am văzut că încă în vârstă de 10 ani Ilan a avut cele mai luxoase mașini. În anul 2010 deja a avut propriu avion. De acum despre mașini nu intrăm, că am văzut ce mașini le-am văzut. Adică el din bani proprii faci. Dar 45, eu știu că una dintre sursele de informare a arătat din banii săi și familiei lui. Așa să spunem. Da. Să nu intru în buzunarul dumnealui, ceea ce tot nu este corect, dar el face aceste acte, cum spuneți, ori de binefacere, ori aceste proiecte, din banii privați. Cred că e foarte clar pentru toată lumea. Eu, nu știu, e greu de înțeles asta, dar să știți că emisiunea noastră s-a... Păi, eu nu știu ce business are domnul Șor, știm doar că a avut 3 bănci și acelea au falimentat, dar dacă mai are altceva... Poate că... Are mai multe genuri de business, noi chiar vă invităm și o să putem să vă facem excursie prin toate obiectele noastre. Cu nerăbdare îl așteptăm la emisiune, că e mai bine să-l întrebăm pe dumneavoastră. Și noi tot vă invităm să vedeți toate obiectele, că când vin delegații europene, ei sunt plăcut surprinși din ceea ce noi facem ca holding-ul și ca structură de business. Un alt lucru extrem de important, vizat în Promolex, este decalajul considerabil între datele din registrul de stat al alegătorilor și listele electorale. Sunt și niște cifre. În 2016 diferența a fost de 18.713 alegători, iar în 2017 diferența este de 17.368 de oameni. În diferența dintre cele două... Ce înseamnă acest lucru? Părerea noastră este că intenționat nu se face ordine în această listă de alegători. De ce?
Pentru că, de exemplu, în campania prezidențială am fost într-un sat din raionul Criuleni, Măgdăcești, unde am găsit un domn care mi-a arătat, el a găsit puș la viza de reședință în casa dumneavoastră 400 de oameni. Cum credeți că acest sistem a putut să câștige alegerile parlamentare? Doar prin prezidențiale, îmi cer scuze, 2016. Și a fost o știre de asta că eu n-am reținut-o, dar 400 de oameni puși la evidență într-o locuință. Mai mult decât atât, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 3, am telefonul doamnei care mi-a zis că la dumnea ei în apartament sunt puse 12 persoane și nu se scot, nici până în ziua de azi, nu se scot de la evidență. Deci dumneia ei s-a asezat și poliția a făcut mai multe acțiuni, nu se scot. Și eu sunt sigură că e așa cum o să are acest lucru asupra alegerilor. Adică pe acești oameni care sunt în plus votează cum trebuie. Modalități de fraudă, modalitățile prin care acest regim își calculează voturile de care mai are nevoie, de care e necesar ca să fie învingători. Doamna Tauber. Eu aici sunt de aceeași părere că ordinea nu se face intenționat. De cine și de ce? Nu pot să vă răspund, dar este clar lucru că cineva este beneficiarul neregularităților acestea. Dar vorbind despre alegerile din anul 2016, dumneavoastră tot cunoașteți că noi în genere am fost scoși din campanie electorală, fără un motiv, fără o bază juridică. De asta, vorbind în linii generale despre alegerile din țara noastră, ori locale, ori prezidențiale, ori parlamentare, întotdeauna sunt încălcări grave de lege. Ceea ce noi, apropo, am menționat și Promolexului, ca să fie monitorizate alegerile locale care se vor petrece acum cu strictețe. Eu înțeleg da, nu numai de Promolex, dar de mai multe Promolex instituții face care asta au întotdeauna în toate campaniile, a monitorizat campaniile și ne-a prezentat aceste rapoarte, ne-a ajutat să vedem ce nereguli există. O singură precizare, și în bălți este o diferență între registrul de stat al alegătorilor și listele electorale de 4214 cetățeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare în această seară. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne revedem joia viitoare cu reprezentanții altor candidați înscriși în cursa electorală și nu uitați că pe 7 mai începem dezbaterile electorale. Vă doresc o seară liniștită!